Ne-am întors în direct la jurnal. Rusia este lovită de un nou val de sancțiuni, dar de data aceasta din țările baltice. Rușii care vor să intre în Estonia vor fi nevoiți să se întoarcă acasă. Autoritățile de la Tallinn au decis să interzică accesul mașinilor cu numere de matriculare rusești pe teritoriul țării până la victoria Ucrainei. La scurt timp, vecinul țării, Lituania și Letonia s-au alăturat deciziei. Aflați la granița Estoniei, sute de ruși au fost anunțați că sunt nevoiți să se întoarcă acasă. Decizia va rămâne în vigoare până la victoria Ucrainei, spun oficialii de la Tallinn. Începând de astăzi, mai exact în 16 minute, Estonia va interzice intrarea tuturor vehiculelor înmatriculate în Rusia. Nu sunt bineveniți aici să se bucure de privilegiile pe care libertatea le poate oferi până când Ucraina nu va obține victoria, a scris pe rețeaua socială Twitter ministrul Eston de Externe, Margus Tsakna. Decizia Estoniei vine în urma unei recomandări din partea Comisiei Europene, potrivit căreia țările europene nu sunt obligate să permită intrarea în Uniunea Europeană a mașinilor înmatriculate în Rusia. Oficialii au subliniat că mașinile rușilor, cât și unele bunuri pot fi interzise, chiar dacă este vorba de obiectele personale ale călătorilor. Hetkel ole Vene autot kõik tagasi, loonud seda erisust või meie tõlgenduses seda täna ei ole . kui seal tekivad mõned probleemid ja , ja lõpuks ka Euroopa Liit ütleb , et jah , siin on nagu probleem , näiteks ma ei tea , Ukraina isiku puhul , siis saab seda vaadata eraldi tulevikus . aga põhimõte on lõppkokkuvõttes see , et kõik mis tuleb, de tări, annunțat, în în Rusia, , mis Venemaalt tuleb , tegelikult sanktsioneeritud .. Care sunt nevoite să călătorească spre regiunea Kaliningrad. La scurt timp, Letonia s-a alăturat și ea valului de sancțiuni împotriva Moscovei.